În această pauză competițională, aromușelul Câmpulung s-a despărțit amiabil de Mihai Costea, jucător care a contribuit la zestrea de goluri cu care echipa mușceleană conduce în clasamentul din Liga a 4-a Argeș. Cel supranumit Nilă a marcat 16 goluri în 13 jocuri. După despărțirea de Mihai Costea, oficialii mușceleni s-au orientat destul de rapid și au reușit primul transfer important, repatrierea lui Simon Măzărache. Jucătorul, originar din Schitu Golești, cu evoluția atât în take-ul Universității Craiova, cât și al Petrolului Ploiești, a revenit acasă pentru a pune umărul la atingerea obiectivului echipei, acela de a câștiga campionatul în Liga a 4-a Argeș și de a forța promovarea la Liga a 3-a. Responsabilii echipei din orașul de la Poalele Mateiașului nu s-au oprit cu căutările și au mai realizat încă o lovitură de imagine. Dacă a plecat Mihai Costea, la Câmpulung a venit fratele său mai mare, Florin. Jucătorul în vârstă de 37 de ani a fost convins de proiectul prezentat de câmpulungeni și s-a arătat încântat de propunere. Prin urmare, a semnat cu aromușelul Câmpulung, pentru care a și jucat în amicalul de sâmbătă contra celor de la Recolta Gurașuții. Cum e proiectul? Cum ți-a fost prezentat proiectul de la Câmpulung? Da, un proiect foarte frumos, de durată, un proiect pe termen lung, un proiect care eu cred în el și sper împreună să facem treabă frumoasă și, bineînțeles, primul obiectiv este promovarea în Liga 3. Astăzi ai dus aproape 60 de minute. Da, da, este primul joc după 5-6 luni, nu am mai avut meciuri nici, nu am mai avut meciuri oficiale, am luat o pauză. Însă ușor îmi intră în ritm și în câteva meciuri o să fiu la capacitate maximă. A intervenit această oferită, am vorbit cu oamenii de aici, mi-au prezentat proiectul, un proiect, v-am zis, foarte, foarte interesant și foarte bun pe de durată și sper să reușim împreună. Un alt jucător cu care oficialii câmpulungeni s-au aflat în tratative a fost Cristi Bud, dar acesta a ales să semneze cu Speed Academy Pitești, principala contracandidată a mușcelenilor la câștigarea campionatului. Într-o postare recentă pe pagina de socializare a clubului piteștean, alături de fostul jucător al CFR-ului, Speed Academy anunța și cooptarea lui Ionuț Pană, fost la Academica Clinceni. Așadar, se anunță un retur interesant de care ne mai despart mai puțin de 3 săptămâni. Următoarele jocuri? Vom avea miercuri aici, la ora 16, cu SR Brașov, echipă de Liga 3-a, și sâmbătă tot la Dragoslavele cu echipa de la Dâmbovița, Roberto Zidur, echipa de pe locul 2. Câștigătoarea detașată a sezonului trecut. Exact, și probabil și principala favorită la meciul de baraj. De la Dâmbovița.